Tuberculoza este o boală socială. Aproximativ 2 milioane de oameni, adică o treime din populația globului, este infectată cu bacilul coc. Anual se înregistrează circa 9 milioane de cazuri noi de îmbolnăvire și peste 1 milion și jumătate de decese din cauza tuberculozei. Ce știu oamenii despre această boală? Aflăm de la ei. Это более легочное заболевание. Кашель там, я не знаю. Я пока никого в родне не было таких. А если возле вас человек, который болеет, это как к ним относиться? На капельный путем уже передается, это же такое. В маске ходить, что там еще? Что мы должны сделать, если возле нас больной туберкулезом? Ну, каким-то образом защитить себя, какие-то безопасные средства применять. Индивидуальные какие-то безопасные средства, изолировать его как-то, я так думаю, отдельная посуда, кружки, ложки, чашки. Ну, болят легкие там люди. Ну, я не знаю, честно, я не с этой болезнью не сталкивалась. Știți ceva despre tratament, cât durează tratamentul? Nu știu, dacă nu m-am... Nu m-am lecuit de așa boală și cu nimeni așa împărat nașez de așa boală. Ce este tuberculoza? Care sunt simptomele și căile de transmitere a infecției? Cum se tratează și ce comportament trebuie să avem față de bolnavi cu tuberculoză? Ne vorbește doamna Melnic Livia, șefa Centrului Medicilor de Familie Cobani. Tuberculoza este o boală contagioasă, larg răspândită, deoarece este adresarea tardivă. Tratamentul este eficace. În Republica Moldova, diagnosticarea și tratamentul este gratuit. Cu această brio trebuie să începem și să nu ne fie frică să ne adresăm la timp. De asemenea, tuberculoza este o maladie contagioasă, infecțioasă, care se transmite de la sursa de infecție. Sursa de infecție este omul bolnav. Omul bolnav răspândește micobacteriile tuberculozei în aer. Nimerind în aer, cu sputa, cu strănutul, cu eliminările din cavitățile nazale, micobacteria tuberculozei nimerește prin actul de inspirație, adică răsuflând cu aerul care noi îl răsuflăm din aerul, din mediul înconjurător, în plămânii omului sănătos. Însă să știm un lucru, că nu toți oamenii care s-au infectat cu micobacteria tuberculoza face boala tuberculoasă. De aceea este important să conștientizăm faptul prin adresarea precoce, adică timpuriu, la medicul de familie sau la medicul fiziopulmonolog. Tuberculoza este transmisă prin micobacteria tuberculozei, care a fost depistată de învățatul Robert Koch. Este binevenit momentul că tuberculoza se tratează și aceasta trebuie să conștientizeze fiecare om, deoarece adresarea la timp, stabilirea diagnosticului duce la o vindecare completă a pacientului. Care sunt simptomele care apar la un bolnav? Ca să știi că, uite, asta este tuberculoză sau cel puțin e spre calea aceasta. Este dimensionat faptul că tuberculoza este nu numai pulmonară, dar și afectează alte organe. Deci, chiar și rinichii, chiar oasele, articulațiile, ganglionii limfatici, chiar și pielea. De aceea, noi trebuie să știm că nu este numai afecțiunea aparatului respirator. Și mai trebuie să conștientizăm faptul că tuberculoza pulmonară este transmisă de la om la om, iar tuberculoza extrapulmonară, adică care nu este afectat plămân, nu se transmite. Nu trebuie să avem frică. Simptomele principale care duc la tuberculoză sunt următoarele. În dependență, cine este afectat? Este maturul sau este copilul? Puțin sunt simptome specifice. Vom începe cu simptomele specifice pentru adulți. Este o tusă, care este o tusă productivă, chinuitoare, cu eliminarea unor mucozități, seromucoasă sau mucoase, nu depinde și nu are importanță ce fel de tusă noi avem. Dacă noi avem o tusă timp de 3 săptămâni, urgent trebuie să ne adresăm la medicul de familie. După aceea, dacă avem așa simptome ca dureri toracale, adică în piept, în spate, chiar în regiunea scapulară, adică spre umeri, că sunt afectate în dependență de tuberculoza pulmonară, iubește să afecteze areile superioare ale plămânului. De aceea, dacă sunt dureri
în umeri sau mai jos de umeri, trebuie să ne adresăm la medic. De aceea, dacă noi facem un efort mic sau facem un lucru oricare și vedem că ne înădușim, adică avem o dispneie, urgent trebuie să ne adresăm la asistența medicală primară sau la asistența medicală consultativă specializată. Nu depinde la cine ne adresăm. Un simptom de acum mai alarmant este hemoptizia. Ce este hemoptizia? Sunt niște eliminări sangvinolente sau chiar în cel mai rău caz, în cazurile tardive, poate fi chiar o hemoragie din căile respiratorii superioare și inferioare. De asemenea, sunt și alte simptome care, tot aici aș vrea să remarc un simptom important, o febră, adică temperatura este ridicată mai mult de 37, dar în unele cazuri este o subfebrilitate care nu putem să dăm atenție numai prin măsurarea de temperatură. De aceea, dacă noi observăm că nu ne simțim prea bine, facem o verificare de temperatură care nu ne costă scump, atât cât avem un termometru. Să facem verificarea dimineața înainte de a ne scula și seara când ne culcăm și să facem o însemnare cât de cât, să urmărim, avem noi temperatura mai mare de 37 sau 37,5, fiindcă asta tot este un simptom important, neavând febră, adică temperatură mai mare de 38 de grade. În cazurile când noi avem o temperatură de 38 de grade sau o subfebrilitate, adică 37-37,5, pe o durată mai mare de 7 zile sau 10 zile, fără nimic, nu avem o răceală, nu avem alte maladii cronice în acutizare, este important să ne adresăm medicului după ajutor, să nu ne autotratăm, fiindcă autotratarea face ca clinica să nu fie evidentă și maladia atunci progresează și este greu de tratat. Mai sunt și simptome care, cum le numim noi, secundare, adică nu prea populația le dă atenție. Care sunt aceste simptome? Nu avem poftă de mâncare, care noi o motivăm printr-o oboseală. Sau chiar aceeași oboseală. Obosim, nu putem să facem lucruri de rutină de toată ziua, nu putem să activăm, ne mișcăm mai greu, pierdere ponderală, adică scădem în greutate, fără nicio pricină. Iată, aceste simptome tot sunt importante. Tot aici sunt apatiile, adică noi nu avem dorință de a lucra, nu avem dorință de a trăi. Acestea tot sunt simptome importante. Nu obligat noi să avem numai simptomele principale. Chiar dacă avem simptomele secundare, de aceea ne adresăm urgent la medicul de familie. Aș vrea puțin să mă opresc la copilaș, fiindcă pentru copilaș nu putem noi să spunem că avem numai simptome principale și simptome secundare. Uneori, în dependență de vârsta copilașului, dacă copilașul este sugar sau până la o lună, observăm că este palid, că nu prea are apetit de mâncare sau nu prea suge laptele de la mamă cum trebuie, nu adauge în cântar sau este palid, este un simptom că undeva se poate ascunde o maladie contagioasă, printre care poate să fie și maladia de tuberculoză pulmonară sau chiar extrapulmonară, în cazuri foarte, foarte rare. Dar să nu uităm de lucrul acesta. De asemenea, dacă este copilașul de vârstă preșcolar, adică merge la grădiniță, el este tot timpul obosit, nu are poftă să joace, nu are poftă să comunice cu cineva, nu dorește să citească, să asculte, să facă o activitate, o comunicare cu cineva, iarăși din nou trebuie să ne facem alarmant lucru și să ne adresăm la medicul de familie. Dacă ne luăm un copilaș de vârstă școlară, nu are dorință să activeze, este tot timpul somnolent, este tot timpul obosit, nu are dorința de a face ceva, tot este un simptom de a se adresa la medicul de familie. De asemenea, nu uităm la copilaș că este frecvent des bolnav de maladiile respiratorii acute, adică, cum le ziceți dumneavoastră, răceli. Des, nu reușiți să tratați o răceală că copilașul face altă răceală. Nu reușiți să-l tratați că el de acum se reinfectează. Iată, lucrul acesta noi trebuie să-l conștientizăm, mai ales membrii familiei, fiindcă medicul nu poate să fie tot timpul în jurul copilașilor. Dumneavoastră, dacă observați așa un simptom, adresați-vă cât mai rapid la medicul de familie ca să facem o examinare, o investigație, o examinare la medicul specialist să confirmăm. Este copilașul infectat, care preponderent mai apoi poate să facă o boală. De ce nu trebuie să ne temem de medici? Trebuie să ne adresăm la timp.
care este tratamentul ce urmează a fi făcut în caz că am depistat simptomele, deja ne-am adresat la medic, ce urmează mai departe? Îmi permiteți, înainte de a stabili diagnosticul, de a stabili tratamentul, trebuie să facem un diagnostic. Să nu ne sperie faptul acesta. În primul rând, trebuie să mergeți la medic. Nu import care medic este, medicul de familie sau medic specialist sau medic fiziopulmonolog. Se face o examinare prin depistarea acuzilor, adică simptomilor, plângerilor care le are mama sau pacientul sau bunica sau cine însoțește pacientul dat. După aceea se face o investigație care se numește radiografia cutiei toracale, adică un rentgen al cutiei toracale care nou ne-ar face o depistare precoce. De asemenea, se face microscopia sputii pentru a depista micobacteria tuberculoză, fiindcă, adică ceea ce e sput, eliminările care urmează a fi în urma unei tuse. Iată, eliminările acestea se colectează, principal este faptul să colecteze corect, nu saliva, scuipatul să se colecteze, dar anume spută, eliminările din bronșii, eliminările din plămâi, iată, este o spută. Corect o colectăm, pentru aceasta este medicina, adică lucrătorii medicali care vă fac o informație cât de corect și de câte ori, câte zile, concomitent se face analiza acesta. Și după aceea, numai medicul ftiziopulmonolog, adică medicul care se ocupă cu tratarea, depistarea, diagnosticarea tuberculozei, face un diagnostic final. Nimeni nu poate să pui diagnosticul în afară de medicul ftiziopulmonolog. După ce s-a stabilit diagnosticul de tuberculoză, nu contează, tuberculoză pulmonară, extrapulmonară, se face tratamentul. Tratamentul se începe cu stabilirea planului care noi o să avem al face. Să nu ne sperie lucru că este un tratament de lungă durată, fiindcă numai prin tratamentul de lungă durată și numai prin tratamentul prescris de medicul specialist, respectat sub supravegherea lucrătorului medical de medicina primară, poate să ducă la un succes al tratamentului. Deci, pacientul vine și ia medicamentele față de sora medicală, față de medic. Ce părere aveți despre aceea că înainte pacienții erau internați în spital? Acum este o altă tendință, ca pacientul să fie tratat acasă. Cum este mai bine? Mă folosesc de faptul acesta și vă zic că înainte totuși era diferit. Prin anii 80 era obligatoriu un tratament îndelungat în staționare. Și desigur că dacă se nimerea un matur nu era atât o mare tragedie, dar când se nimerea un copilaș, mai ales un copilaș micuț, până la vârsta de 3 anișori, care nu era amplasat cu o rudă oarecare, totuși era o traumă pentru copilașii care rămâneau în spitale. Acum se face alt conduit de tratament. Deci, pacientul depistat, stabilit cu diagnosticul de tuberculoză, este spitalizat. Aici specialistul decide. 2, 3, 6 luni el primește tratamentul în staționarele de ftiziopulmonologie. Apoi, de acum, este externat la etapa a doua de supraveghere în medicina primară. Și iată, când bolnavul vine la supravegherea în medicina primară, aici am eu voi opri puțin mai detailat, fiindcă facem activitatea în medicina primară, în sectorile rurale, sunt activistă în sectorul rural și aici voi face o apreciere mai detailată. Deci, venind pacientul cu prescrierea tratamentului de la ftiziopulmonolog, pacientul este informat iarăși din nou despre importanța tratamentului de timp îndelungat. Tratamentul zilnic, preparatele care sunt prescrise. Nu poate pacientul să decide că dacă are prescris 4 pastile sau mai multe 4 numiri de pastile, atunci el singur el poate să decide că să iei 2, 3, 5, cât dorește. Nu! Tratamentul prescris trebuie să fie așa cum este prescris de medicul ftiziopulmonolog. În pasajul care trebuie, adică în doza care este prescrisă, zilnică și sub supravegherea medicului de familie cu echipa sa. Pacientul se prezintă zilnic în centrul de sănătate sau în oficiul medicului de familie, își ridică pastilele,
și după aceea este informat că el trebuie să primească o alimentație foarte bună, deoarece succesul nu depinde numai de tratamentul bacterian sau antibacterial, dar depinde și din cum se alimentează pacientul. În primul rând se duce o informație convingătoare, nu numai o informație că adică am adus-o la spre informația pacientului și ne-a limitat cu aceasta. Nu, facem reevaluare, dacă dumnealui a înțeles, a conștientizat că nu trebuie să folosească băuturi spiritoase, nu trebuie să fumeze, trebuie să se afle în condiții optime, adică să fie temperatura adecvată, fiindcă în rece, în condiții grele, în condiții de trai, unde locuiesc mai multe persoane, unde nu se face aerisirea, nu se face curățenie umidă de 2-3 ori pe zi, anume umidă, unde nu se folosesc preparatele de clor, fiindcă nu se face tratamentul dacă nu este într-o condiție optimă. Mai ales trebuie să fie încăpirile luminoase, să pătrundă razele solare, fiindcă numai sub acțiunea razelor solare, a preparatelor cu clor și a dezinfecției zilnică și cu curățenia umidă de 2-3 ori pe zi, se va face vindecarea și tratarea completă a bolnavului. De asemenea, în condițiile tratamentului are o importanță supravegherea, adică evaluarea bolnavului. Zilnic el se prezintă la medicul de familie, lunar se prezintă la medicul specialist. Pentru a fi prezentat la medicul specialist, el face niște investigații la nivel de medicină primară. Analiza generală a sângelui, analiza generală a urinii, la necesitații analizele pentru ficat, adică cum noi le numim probele hepatice și după indicații la necesitate alte investigații. Obligator facem analiza sputii la micobacteria tuberculozei, să vedem reușita în tratament, fiindcă dacă nu o să facem lunar investigațiile, nu o să facem lunar examenul medicului fiziopulmonolog, nu știm ce reușită vom avea. Tratamentul îndelungat este de la 6, 8, 10 sau chiar un an de zile, însă nu trebuie să ne sperie faptul acesta, fiindcă dacă o să respectăm toate recomandațiile medicului fiziopulmonolog, atunci cu brio, cu succes, vom trata tuberculoza. Mulți se sperie de faptul că acest tratament este de lungă durată și am citit câteva cazuri că mulți refuză până la urmă din cauza că motivul este că nu sunt văzuți în societate bine sau cred că oricum o să aibă un sfârșit tragic și nu merită de continuat tratamentul. Ce ați sfătui pe asemenea oameni? Vin cu apelul că dacă se respectă toate recomandațiile medicului, atunci tratamentul este finisat. În ultimii ani se stabilește că este un tratament mai dificil a bolnavilor multidrog rezistență. Dar trebuie să conștientizăm faptul că noi ajungem la multidrog rezistent. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că pacientul nu mai este tratat cu medicamentele care anterior el le-a primit. Dar, dragi pacienți, fiți atenți, noi suntem, adică dumneavoastră sunteți vinovați uneori, în unele cazuri, că nu se respectă regimul. De exemplu, dacă dumneavoastră primiți tratamentul și o zi luați preparatele și 2-3 zile nu luați, atunci se face obișnuința organismului, adică a micobacterii către preparatele primite, fiindcă ele nu se primesc în doza cuvenită, nu se primesc în regimul stabilit, nu se primesc așa cum este prescris de medic, atunci organismul nu mai este receptiv, adică nu mai răspunde cu acea abilitate care trebuie să răspundă la tratament. Și atunci, desigur, că avem cazuri care nu ar fi, se tratează mai dificil, mai greu. Dar vreau să vă zic, să vă încurajez, că și bolnavii aceștia, dacă respectă toate cele recomandate de medic, atunci sunt succese și se vindecă. Nu trebuie să ne speriem de diagnostică. Dumneavoastră ați primit un diagnostică multidrog rezistent, dă mâinile în jos, că este de lungă durată, că este inaccesibil. Nu! Dacă dumneavoastră vă faceți un program, că am avut așa pacienți, când e chiar și o activat, vin dimineața și ridic tratamentul și iau pastilele, iau masa bine,
cu calorii bune, cum trebuie, și atunci el pleacă în serviciu, este activ. Ne vorbiți acum despre profilaxia tuberculozei. Da, cu mare plăcere vă spun că profilaxia este în limbajul dumneavoastră și medicinală și este și nemedicinală. La profilaxie o să atașați toate condițiile care v-am spus, modul sănătos de viață, o alimentație adecvată, ocupați-le cu sportul. Vă rog foarte mult, faceți sport și atunci știți că o să aveți un organism sănătos, o imunitate ridicată și nu o să faceți tuberculoza. Nu consumați alcool, fiindcă în organismul care consumă alcool este receptiv și face mai des boala de tuberculoză. De asemenea, vă atrag atenția la fumat. Vă rog frumos, nu fumați, nu sunteți fumători activi sau pasivi. Și să știți că nu numai fumatul activ este periculos, dar chiar și fumatul pasiv. Iată, acestea sunt niște remedii, niște condiții care trebuie să le faceți și să faceți o profilaxie secundară, adică nemedicală. Dar o spun cu mare bucurie că este profilaxia medicală. Profilaxia medicală o facem de mulți ani și este un brio și este un succes. Adică copilul face vaccinări. Pentru maturi, la moment, nu avem vaccine pentru tuberculoză, însă pentru copilași facem vaccinările. Fiecare nou născut care se naște la a treia, a patra zi, se vaccinat. Să nu ne sperie faptul că facem o vaccină și apoi putem să facem o boală. Nu. Dacă noi facem vaccinările, suntem excluși riscului de a ne îmbolnăvi. Poate să fie cazuri când copilul de acum era infectat sau mama a suferit o tuberculoză și o ascuns-o sau nu s-a tratat și iată, născându-se un nou născut și făcând o vaccină, el poate să fie, adică fiind de acum infectat, vaccina noastră de acum nu și-a făcut aportul binevenit și atunci copilașul într-adevăr se face o tuberculoză. Dar acestea sunt foarte, foarte rar cazuri. Și ajutoare primesc persoanele care au fost infectate de tuberculoză, societatea, administrația publică locală, în general, sunt susținuți financiar? La noi este o conlucrare de mulți, mulți ani cu administrația publică locală de nivelul 1, uneori chiar și de nivelul 2. Nu a refuzat la persoanele care au fost infectate și apoi au făcut boala de tuberculoză pulmonară sau altă boală de tuberculoză. Toți pacienții au primit ajutor bănesc. Toți pacienții câțiva ani de acum primesc prin intermediul medicului fiziopulmonolog ajutor cu alimente, cu alte remedii, chiar pentru o igienă personală, chiar pentru o igienă sanitară, chiar aceleși preparate dezinfectante care necesită pentru petrecerea unor restricții în familie. Și chiar de acum este practică de câțiva ani când este alocat o sursă la persoanele care nu au altă sursă de a câștiga un ban, ei primesc și ajutoare bănești, adică compensații bănești. În dependență, nu pot să vă zic anume și nu suma, e momentul, da. Suma, dar primesc lunar, chiar și un an, chiar și câteva luni, așa că este aportul nu numai a administrației publice locale, dar chiar a guvernării noastre, a Republicii Moldova. În emisiunea de astăzi am discutat despre tuberculoză. Sperăm că informațiile aflate să vă fie utile dumneavoastră, dragi telespectatori, și să fim uniți și să conlucrăm pentru a duce o luptă contra tuberculozei.